Bine ați revenit la lumea cuantică. În primul episod al acestei miniserii, Pisica lui Schrödinger, dacă nu l-ați văzut și vreți să-l vedeți, găsiți linkul în descriere, v-am spus că un aspect teoretic interesant legat de lumea cuantică este principiul de nedeterminare sau principiul lui Heisenberg. Acest principiu ne spune că nu putem cunoaște simultan valorile unor perechi de mărimi care caracterizează o particulă cuantică cu oricâtă precizie. De pildă, cu cât știm mai precis poziția unei particule cuantice, cu atât mai puțin precis cunoaștem impulsul ei, adică produsul dintre masa și viteza ei. Sau cu cât cunoaștem mai precis energia unei particule, cu atât mai puțin precis putem calcula cât timp va fi particula în starea energetică respectivă. Heisenberg a formulat acest principiu în anul 1927. În formă matematică, expresia principiului lui Heisenberg pentru perechea poziție-impuls este cea pe care o vedeți aici. Delta X este nedeterminarea sau incertitudinea în măsurarea poziției particulei, iar delta P este nedeterminarea în măsurarea impulsului. Produsul celor două nedeterminări sau incertitudini, după cum vedeți, este întotdeauna mai mare sau egal la limită cu o constantă fizică care se obține prin împărțirea constantei lui Planck, notată aici cu H mic, la 4pi. Și asta înseamnă că cu cât este mai mică incertitudinea în privința unei mărimi, cu atât este mai mare în ceea ce privește cealaltă mărime. Aici trebuie să fac o paranteză, deși mai spunem uneori în loc de incertitudine eroare, cele două nu sunt același lucru. Eroarea apare într-o măsurare din cauze exterioare sistemului ale cărui proprietăți le măsurăm, pe când incertitudinea apare din cauze interne, din cauze care țin de sistem. Ca să înțelegeți mai bine această diferență, vă voi spune că inițial mulți au interpretat principiul de nedeterminare în felul următor. Fiind vorba despre particule atât de mici și cu mase atât de mici, nedeterminarea apare din cauza că măsurarea unei proprietăți perturbă particula, îi schimbă starea. Și de aceea, după ce am măsurat o proprietate, nu putem cunoaște exact altă proprietate. Interacțiunea noastră cu particula, care a avut loc când am măsurat o proprietate a ei, a schimbat celelalte proprietăți pe care le avea particula, valorile acestora fiind acum altele decât cele de dinainte de măsurarea pe care am efectuat-o. Să vă dau un exemplu care nu are legătură cu mecanica cuantică, dar ne ajută să înțelegem interacțiunea dintre aparatul de măsură și actul de măsurare și sistemul în care facem măsurătorile. Dacă măsurăm temperatura unui litru de apă fierbinte cu un termometru clasic pe care îl introducem în apă, practic temperatura apei nu se schimbă prin interacțiunea cu termometrul. Dar dacă vrem să măsurăm temperatura unei cantități foarte mici de apă fierbinte, să zicem doar câțiva centimetri cubi, atunci temperatura apei se va schimba semnificativ prin contactul cu termometrul. Apa se va răci în contact cu termometrul, deoarece acesta are nevoie de căldură ca să ajungă la aceeași temperatură cu apa, adică la echilibru termic cu apa. Când era multă apă, căldura necesară pentru a încălzi termometrul a fost neglijabilă. Dar când avem foarte puțină apă, ea nu mai este neglijabilă. Și așa apare o eroare de măsurare. Termometrul va indica o temperatură mai mică decât avea apa înainte de contactul cu termometrul. Dar fizicienii au înțeles foarte curând că în cazul sistemelor cuantice, nu acesta este cazul. Nu despre erori de măsurare este vorba. Nedeterminarea apare din cauza că, de fapt, nu avem ce să măsurăm cu oricâtă precizie. De pildă, când măsurăm impulsul unei particule, nu cunoaștem precis poziția ei, nu pentru că nu avem aparate destul de sofisticate, aparate destul de
capabile să măsoare fără să interacționeze puternic cu particula, ci pentru că pur și simplu nu avem ce să măsurăm. Particula nu are o poziție bine determinată. Și acesta este efectul superpoziției despre care am vorbit în episoadele anterioare. Deci principiul de nedeterminare este un efect al superpoziției. El ne arată că atunci când măsurăm, de pildă, impulsul unei particule, nu putem măsura cu precizie oricât de mare poziția ei, pentru că particula nu are o poziție bine determinată. Anumite proprietăți ale sistemelor cuantice capătă valori doar în momentul în care facem măsurarea. Așa spune școala de la Copenhaga. Și am ajuns din nou la interpretarea școlii de la Copenhaga. Se pare că trebuie să apelăm mereu la această interpretare pentru a explica fenomenele cuantice. Să ne amintim ce spune interpretarea școlii de la Copenhaga. Mărimile fizice care caracterizează sistemele cuantice nu au valori bine determinate, ci doar probabilități de a avea anumite valori. Pentru o anumită valoare, putem calcula doar o probabilitate de a obține prin măsurare acea valoare. Toate ciudățeniile despre care am vorbit pot fi explicate cu ajutorul acestei interpretări. Dar această interpretare este și ea mai mult decât ciudată. Așa că nu face decât să explice ciudățeniile lumii cuantice prin altă ciudățenie. Iar ciudățenia este aceea că în această interpretare lumea cuantică este total diferită de lumea macroscopică, de lumea în care trăim. În lumea macroscopică nu avem principii de nedeterminare, nu avem superpoziții și nici acțiuni instantanee la distanță. În materialele care urmează vă voi prezenta modelul standard al particulelor elementare și cea mai nouă teorie care descrie aceste particule, teoria cuantică a câmpurilor. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!